Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Bun găsit, dragilor! Ce frumos că a venit sezonul cald, nu-i așa? Dar va trebui în curând să ne punem rochițe și fustițe și pantalonași scurți. Știu, celulita dă bătăi de cap majorității. Și aici vorbesc de 90% dintre femei, dar și un procent considerabil de bărbați. Haideți să nu ne mai gândim la ce o cauzează, vreți? Mai bine să ne gândim cum să o rezolvăm. În casă, simplu și eficient. Pornim de la o bază de unt de cacao. Aceasta conține cofeină, care se luptă din greu cu celulele adipoase. Pentru aproximativ 100 de grame de unt de corp, voi folosi cam 70 de grame de unt de cacao nerafinat. Și înainte să adaug restul ingredientelor, am să las la cuptorul cu microunde pentru a deveni lichid. Am să adaug o lingură de ulei din nucă de cocos. Uleiul din nucă de cocos hidratează foarte bine pielea. Adăugăm și ulei de migdale dulci, care este extraordinar împotriva vergeturilor. O linguriță. Și ulei de macadamia, tot o linguriță. Toată această combinație va da un aspect plăcut, catifelat pielii și va diminua acel aspect de coajă de portocală, care este inestetic. Am să adaug și două uleiuri esențiale, 5 picături de lemongrass și 5 picături de ulei de scorțișoară. Uleiul de scorțișoară îmbunătățește foarte mult circulația la nivelul pielii. Las acest recipient timp de 2 ore la frigider. În momentul în care acest unt de corp anticelulitic făcut în casă va ajunge la o consistență unctuoasă, atunci poate fi aplicat pe zonele cu probleme, pe zonele cu celulită și masat ușor până la absorpția completă. Încercați-o și dați-mi de veste dacă mai aveți celulită. Vă pup! Vorbește lumea la cafea.